Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod. Astăzi vom vorbi despre top 20 de curiozități despre animale. Dar înainte să începem, nu uita să dai un like și subscribe pentru a te ține la curent cu noi clipuri interesante. Indiferent că vorbim despre cele de casă sau cele din sălbăticie, animalele și lumea lor au reprezentat mereu un mister pentru noi. Există extrem de multe lucruri pe care nu le știm, și nu le-am aflat încă despre lumea plină de minuni și mistere a animalelor. Chiar dacă le avem în căminul nostru sau le admirăm în mediul lor natural, animalele au reprezentat mereu o enigmă și au reușit să ne uimească de foarte multe ori cu personalitatea și particularitățile lor speciale. Să începem! Locul 1. Limba cameleonului poate atinge lungimea dublă a corpului său. Locul 2, blana ursului polar este albă deoarece mijlocul firului de păr din blană este gol, iar prin el se reflectă lumina mai mult decât în zăpadă și gheață. Pielea unui urs polar este neagră. Locul 3, elefantul nu vede foarte bine, însă este ajutat de urechi și de nas. Poate mirosi apa de la 4 km distanță și este singurul animal care nu poate sări. Locul 4. Tigrii nu au dungi numai pe blana lor, ci și pe pielea lor și nu există doi tigri care să aibă dungi la fel pe corp. Locul 5. Un pont util pentru cei care vor să plece într-o aventură mai periculoasă. Pentru a scăpa din strânsoarea unui crocodil, împinge cu degetul mare în globul său ocular. Mai mult de atât, crocodilii nu pot scoate limba deoarece au o protecție pentru a nu o mușca din pricina fălcilor puternice. Locul 6, femelele de dihor pot să moară dacă nu se împerechează. În perioada de căldură, corpul lor secretă un nivel foarte mare de estrogen, iar dacă hormonul stă în sânge pentru o perioadă prea lungă, poate cauza o anemie care este fatală. Locul 7. Printre alte curiozități despre animale se află și aceasta, nasul fiecarei pisici este diferit, astfel încât ele pot fi identificate în funcție de această trăsătură, în același mod în care oamenii sunt identificați în funcție de amprente. Locul 8. Mai chelesc odată cu înaintarea în vârstă, exact ca și oamenii. Locul 9. Delfinii dorm întotdeauna cu un ochi deschis. Aceștia produc sunete diferite prin care îi cheamă pe ceilalți membri ai grupului. Biologii au asemănat acest proces cu cel prin care oamenii se strigă între ei. Locul 10. Pinguinii se împerechează pe viață, iar cei care fac parte din specia le dăruiesc aleselor o pietricică atunci când le curtează. Locul 11, printre cele mai interesante curiozități despre animale, se află și aceasta. Puricii pot să sară cu până la 200 de ori față de înălțimea lor. Acest lucru este echivalent cu un om sărind Empire State Building din New York. Locul 12, pentru că dinții castorilor nu se opresc niciodată din creștere, aceștia trebuie să roadă în mod constant obiecte, pentru a le menține la o lungime normală. Dacă nu ar face acest lucru, dinți ar crește în cele din urmă în creierul lor. Locul 13, rechinii nu au oase în corp. Scheletul lor este făcut din cartilaje, acele oase flexibile pe care omul le are în ureche și nas. Un alt lucru uimitor este acela că rechinul trebuie să înoate mereu pentru a nu se îneca. Locul 14, un gândac de bucătărie poate trăi câteva săptămâni cu capul tăiat în final acesta va muri de foame. Locul 15, ochii caprelor au pupile dreptunghiulare, care le oferă posibilitatea de a avea o vedere mult mai amplă și si a se proteja de animalele de pradă. Locul 16, cangurul este singurul mamifer cu picioare care nu poate să meargă cu spatele. Locul 17, vaca nu transpiră. Singurul loc de pe corpul unei vaci unde există glande sudoripare este nasul acesteia. Locul 18, capul călugăriței Mantis religiosa, este foarte ciudat. Este singura insectă care își poate roti capul la 360 de grade. O altă ciudățenie a acesteia este și faptul că are doi ochi compuși și trei ochi simpli. Locul 19. Girafa este cel mai înalt animal de pe planetă, ea având, totodată, o limbă extrem de lungă pe care o poate folosi pentru a se spăla în urechi. Și ultimul, dar nu cel din urmă, locul 20. Pentru câini nu este niciodată liniște totală. Chiar și noaptea, ei aud o mulțime de sunete și de vibrații, aflate în jur sau în depărtare. Asta a fost tot pentru episodul de astăzi, mulțumesc pentru urmărire și nu uita dacă ți-a plăcut lasă-te rog un like și un subscribe pe data viitoare, pe curând!